așteptarea lui Moș Crăciun, micuții clasei 1 de la școala generală numărul 5 s-au pregătit așa cum se cuvine. Crăiese, fulgi de nea, spiriduși și chiar Moș Crăciuni au fost personajele pe care copiii le-au însuflețit la serbarea de Crăciun. Cu emoția sufletului pur, sub îndrumarea învățătoarei Georgeta Enache, micuții au bucurat întreaga asistență compusă de părinți și apropiați. Am venit înapoi acum o poveste să vă spun despre un împărat ce are 4 fete balăioare. Pe rând le trimite lume să le știe orice cine. Una e blândă, sâmbitoare și are în păr rase de soare. Cine dă un colăcuț florile, florile d'albe, că mă munca n-o făcut florile d'albe, si dă afla că sunt bine, Sania este cu mine. Am lăsat-o în curte afară, ce să spun de oboseală. Am căzut la învoială să trec pe la mulți copii, să le fac doar bucurii. La sfârșitul serbării, în sunet cald de colind, copiii au plecat cu darurile în brațe, fiind convinși că Moș Crăciun va veni și în anul următor. Am plecat să colindăm, pe la case să urăm, plugușorul omânesc, obiceiul strămoșesc. Vă urăm cum se cuvine pentru anul care vine, hol de mari cu bobul de și pe creste și pe șes.